În fiecare zi inventăm și descoperim tehnologii noi, care schimbă modul în care trăim și percepem lumea care ne înconjoară. Cercetătorii și oamenii de știință se străduiesc să creeze noi și noi dispozitive și tehnologii care să ne facă viața mai ușoară și mai plăcută. Rămâneți cu mine în acest video și nu uitați că postez în fiecare zi. Organe pentru transplant create de imprimantele 3D. Oamenii de știință cercetează în prezent modul în care ar putea utiliza imprimantele 3D pentru a confecționa organe viabile pentru realizarea de transplant. În acest proces se folosesc cartușe care conțin o suspensie de celule vii și un gel biologic care sunt folosite alternativ pentru crearea de țesuturi biologice. Acum bioimprimantele 3D sunt capabile să printeze țesuturi cartilaginoase mari cu o vascularizare mai puțin complexă, cartilagii, urechi, nasuri. Dacă cercetările în domeniu vor avansa, în viitor imprimanta 3D va putea crea organe precum inima, rinichii sau ficatul. Frigiderul viitorului funcționează pe bază de gel. Un designer rus a propus conceptul unui frigider denumit frigiderul robot bio, care folosește un gel din biopolimer pentru a păstra alimentele proaspete. Frigiderul nu are rafturi sau compartimente și nici ușă. Tot ce trebuie să faci este să introduci mâncarea în gelul din care este confecționat aparatul. Gelul nu are nici miros și nu este nici lipicios, așa cum unii ar putea crede. Frigiderul poate fi fixat pe perete sau chiar pe tavan și poate fi orientat în orice direcție. Lentilele bionice. Noile lentile nu doar că vor corecta deficiențele de vedere, ci vor readuce ochiul la starea lui inițială, eliminând degradările globului ocular cauzate de îmbătrânire sau diverse afecțiuni. Lentilele bionice vor putea fi implantate chirurgical oricărui pacient de peste 25 de ani, iar operația va fi nedureroasă. Cine nu s-ar bucura de internet 5G ultra rapid de la drone? Compania Google lucrează în prezent la proiectul Skybender, care are drept scop crearea unor drone alimentate cu energie solară, care ar putea furniza internet de mare viteză. Se estimează că dronele vor furniza servicii de internet mobil de 40 de ori mai rapid decât 4G LTE, permițând transferul de date la câțiva gigabytes pe secundă. Dacă cei de la Google vor reuși să perfecționeze această tehnologie, în viitor vom putea beneficia de internet 5G la viteze pe care acum doar ni le imaginăm. Și bineînțeles, cine n-ar vrea să fie tânăr fără să mai devină bătrân? Oamenii de știință de la Institutul Sense lucrează la dezvoltarea unei terapii care să elimine celulele care și-au pierdut capacitatea de a se diviza, favorizând în schimb dezvoltarea și multiplicarea celulelor viabile. Dezvoltarea acestei tehnologii ar permite unei persoane de 60 de ani să-și păstreze aceeași condiție fizică timp de 30 de ani, până la vârsta de 90 de ani. Dacă vor reuși ca să redea omului tinerețe și la 90 de ani, nu știu. Dacă ar fi posibil. Dar cât despre celelalte, este totul posibil, așa că dragilor, mirați-vă și bucurați-vă de înțelepciunea pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor ca să creeze astfel de invenții geniale. Nu uitați că postez în fiecare zi. Salutare!